Această expoziție în jurul acestor tradiții. Iar pentru a crea contextul în care să le prezentăm, după cum ați văzut în sala în care avem expoziția, am sugerat niște flăcăi care sosesc la Casa Fetelor pentru a le stropi și am reconstituit un interior de locuință, casa curată, cum era mai înainte, pregătită pentru oaspeții care vin la stropit. După cum știți, a doua zi de Paști este tradiția ca și copiii, și băieții, și bărbații să meargă la stropit. În acest obicei amintește de un vechi ritual de fertilitate, în care stropitul se realiza mai de mult cu apă, apă neîncepută, se spunea, de la fântână. Iar fetele și femeile stropite cu apă urmau să fie sănătoase și frumoase pe tot parcursul anului. Și în ziua de astăzi, în zona Săcele, primii care merg la stropit, după cum știți, sunt copiii care merg dimineața. Ei merg în general în grupuri, iar spre seară vin feciorii și bărbații. Ceremonialul începe în poarta casei, în care se urează sărbători fericite și se întreabă gazdele dacă ne primiți cu stropitul. După care se intră în casă și sunt rostite câteva versuri și rime meșteșugite pe care le învață băieții mai de mult și stropesc gazdele, fetele și femeile cu parfum. Pentru urările lor, băieții sunt răsplătiți cu cozonac, cu prăjituri, cu ouă roșii, dar mai de mult cu ouă încondeiate. Iar nu copiii, doar băieții și bărbații sunt serviți și cu un pahar cu băutură. Dacă ați văzut acolo în expoziție, am pus pe masă o farfurie cu ouă încondeiate. Sunt ouă speciale, le considerăm noi, așa cum este specială și doamna Gödri Anna, care le-a realizat și pe care o avem astăzi alături de noi. Iar pentru cei care încă nu o cunoașteți, o veți cunoaște astăzi și veți vedea maestria. În comunitățile de Ciangăi era practicat acest obicei al încondeierii ouălor. Vestite erau femeile din Purcăreni. Ele lucrau nu numai pentru familie, ci și pe comandă, iar ouăle lor ajungeau chiar și în târguri. Femeile în zona Săcele încondeau ouă folosind condeiul și ceara de albine topită. Culoarea de fond era cea roșie, pe care conturau diverse motive, fie fitomorfe, florale, dar și scheomorfe sau simbolice. S-au păstrat foarte multe planșe care arată bogăția și diversitatea ornamenticii de pe ouăle încondeate. Doresc să vă spun că pe ouăle acestea încondeate, de fapt, erau niște simboluri. Mai de mult, fata când încondea un ou, știa exact ce dorește să scrie pe el, în funcție de mesajul pe care dorea să-l transmită băiatului care venea a doua zi la stropit. Fie că desena sau scria un motiv, frunza de stejar, cum ne spunea doamna Gödri, aceea însemna că îl apreciază foarte mult pe acel băiat. Sau poate încondea un melc și aia însemna că nu este atât de plăcut și este mai încet, așa. Sau era calea rătăcită, scria pe el, ceea ce însemna că îl respinge.
Am adus în expoziție, poate ați văzut, dacă nu, când terminăm acest vernisaj, într-un mic cub, și câteva ouă încondeiate din colecția veche a muzeului nostru. Avem câteva ouă încondeiate din localitatea Purcăreni, de la o doamnă Gherco Maria, care încondea. Le-am adus și pe acelea pentru a fi admirate de cei care vor veni la noi. Și încă ceva ce ați văzut în ultima parte a expoziției aici, pe partea stângă, în dulap, am adus foarte multe piese din colecția de textile, și anume textile decorative, care erau lucrate mai de mult de femei pentru a împodobi casa, camera curată, și veți vedea foarte multe motive ornamentale și o varietate de decor. De ce le-am adus? Pentru că aceste textile au constituit un model, și o sursă de inspirație pentru femeile care încondeiau ouă. Multe din modelele care sunt pe țesături sau pe cusături se regăsesc pe ouăle încondeiate. Nu puteam vorbi despre tradiții fără a vorbi și despre costumul specific zonei Săcele. Ați văzut în expoziție că am adus și câteva costume de fete, de feciori, de femeie. Costumul din zona Săcele a fost foarte mult influențat de moda urbană. Este un costum care are foarte multe piese scumpe, dar și materiale fine. Vedem la femei, multe dintre noastre sunteți și astăzi îmbrăcate și purtați sau aveți acasă, acele cămăși cu mânecile din tiul brodat. Avem laibărele, fustele sau șorțurile din mătăsuri. Aveți pumnașii brodați cu fir metalic auriu. Dar vorbim și de multe podoabe și accesorii ale costumelor. Paftaua pe care o purtați la în piept, cingătoarea sau acele de voală. Vreau să vă spun că astăzi alături de noi este și domnul Sipoș Gaudi István, pe care noi îl numim un meșter care continuă arta vechilor aurari. Dânsul realizează foarte multe piese, acestea podoabe, după cum știți, pentru costumele ceangăiești. Face de păr, face paftale, cingători, face lucruri deosebite. Îl cunoașteți, bineînțeles, este un colaborator al muzeului și noi îi mulțumim și pe această cale pentru tot ceea ce face. Revenim la doamna Gödri, pe care o să o invit acum să ne spună câteva cuvinte. Doamna Gödri este cea care a îmbogățit colecția muzeului cu multe piese realizate de dânsa. Este cea care a fost alături de noi și a organizat, a coordonat ateliere pentru copiii care doreau să cunoască acest meșteșug. Este cea care ne-a primit în casa dânsei și ne-a dezvăluit tainele acestui meșteșug și ne-a ajutat să facem o bună documentație. Doamna Gödri are emoții. Am emoții. Și pentru asta citesc. Mult. Stimați invitați, motoul meu este: respectă trecutul și transmite-l către generațiile următoare. Acest moto este de fapt un semnal de alarmă. Mă avertizează și mă încurajează să fac tot posibilul pentru a conserva și a transmite obiceiurile și tradițiile noastre. Cu acest prilej mulțumesc Muzeului de Etnografie Brașov această șansă pentru a prezenta acest obicei străvechi din 7 sate. De altfel, țin să mulțumesc și doamnei Alina Mandai, domnului Bot Ciaba și domnului Alexandru Stănescu. Sunt foarte bucuroasă pentru faptul că foarte mulți apreciază munca mea și împărtășesc aceste cunoștințe.
Trebuie să mulțumesc și mentorilor mei care m-au îndemnat de-a lungul anilor, doamnei Borcu Etelco și doamnei Gheorghi Popmorghit. Din păcate, dânsele nu mai sunt alături de noi. Acest film și vernisaj îmi dă un impuls foarte puternic pentru a continua ceea ce am început cu mai mult de 3 decenii, în codeiatul ouălor și cu sutul portului tradițional ciangăiesc din 7 sate. În final, mulțumesc familiei, sprijinul și încurajările lor. Vă mulțumesc din suflet! Sărbători fericite! Aldo Tünepeket la toată lumea! Mulțumesc! Mulțumim mult, doamnei Gödri. Pe dânsa o să o vedem într-un film documentar pe care l-am prezentat și acolo o să vorbească mult mai mult. Avem alături de noi pe doamna Izabela Ambruș, subprefect, pe care o invităm un pic alături de noi să ne spună și dânsa câteva cuvinte. Mulțumesc frumos de invitație. Acum sunt în dublă calitate prezent, odată și ca subprefect și odată pentru doamna Gödri, și mă bucur că ați găzduit acest eveniment și l-ați realizat acum în ajunul sărbătorilor pascale. Trebuie să recunosc, să știți că am participat și eu la câteva ateliere ale dânsei. Încă mai am mult de învățat, dar insist și o să mai merg. Poate o să ajung și eu peste câțiva zeci de ani să fiu așa o specialistă ca dânsa. Și ne bucurăm să o avem pe dânsa ca păstrătoare a tradițiilor noastre locale. Și felicitări pentru acest eveniment și sărbători fericite. Aldot Ușvitiune pe Ketmindenkinek. Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos! Da. Avem lângă noi și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Ciprian Sterpu, și pe dânsul îl rugăm să vină alături de noi. Bună ziua, bună ziua tuturor! Mulțumesc frumos pentru invitație! Este un eveniment care sigur că nu necesită un discurs oficial, tocmai pentru că ne aflăm în această perioadă deosebită a calendarului nostru creștin, indiferent că suntem ortodoxi, catolici sau de altă confesiune. Pentru cei care nu mă cunosc, eu sunt de altfel săcelean, așa că pentru mine evenimentul are o însemnătate un pic mai mare, deși nu sunt membru al etniei maghiare din Săcele, dar locuiesc pe o stradă care întâmplător sau nu se numește Dr. Kisbelo. Mă bucură faptul că într-o lume care pune din ce în ce mai mult accentul pe uniformizare, pe distrugerea valorilor autentice, pe globalizare, știți termenii aceștia moderni care vor să ne alinieze pe toți, iată că mai sunt persoane care totuși țin la tradițiile noastre, țin la ceea ce ne face autentici, special, valoroși, deosebiți, într-o lume în care, vă spuneam, parcă toți vor să fim la fel. Și cred că mesajul meu astăzi, sigur în afară de a vă ura sărbători fericite și lumină și pace alături de familie, mesajul meu astăzi este să rezistăm. Chiar cu explicația și definiția de vocabular a verbului a rezista. Să rezistăm, să ne organizăm, să ne susținem, astfel încât să lăsăm și copiilor noștri ceea ce pe noi ne-a făcut să fim adulții din ziua de astăzi. Valorile tradiționale, lucrurile care ne-au încântat atunci când eram copii și toate chestiunile care vă spuneam ne fac diferiți. Iar desigur, atunci când vom putea, noi, instituțiile publice, prin muzee, prin substructuri, prin finanțare, să fim atât de dumneavoastră. Sărbători fericite tuturor și să ne vedem sănătoși la următorul eveniment de acest gen. Felicitări, doamna Gödri. Mulțumim frumos, domnul Sterpu. Mai avem un moment important, și anume să urmărim un film documentar pe care l-am realizat acasă la doamna Gödri, Ana. Înainte de aceasta, aș dori să-i înmânăm un buchet de flori și să-i mulțumim pentru că există, în primul rând, și pentru că face aceste lucruri minunate. Haideți să vă pot. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc.